Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vine în sprijinul deținuților. Persoanele private de libertate se integrează foarte greu în societate, iar găsirea unui loc de muncă devine o problemă majoră pentru ei. În sprijinul lor vine proiectul Viața după gratii, care le pune la dispoziția deținuților cursuri de calificare în diferite domenii de activitate. Cei care mai au de ispășit 3 ani de detenție pot urma aceste cursuri pentru ca pe viitor să poată obține un job mai ușor. Corelat cererea deținuților cu oferta de pe piață. Prin urmare, au rezultat 8 cursuri de formare profesională ce se desfășoară în momentul de față în penitenciarele din România. 8 cursuri de calificare sunt în frizerie, tipograf, peletier, crescător de animale, legumicultor, instalator gaze și instalator instalații sanitare. Proiectul Viața după gratii se desfășoară de 3 ani și vine în sprijinul deținuților din toate penitenciarele din țară. Valoarea proiectului este de 16 milioane de lei și finanțarea vine de la Uniunea Europeană. La penitenciarul din Târgu Jiu, 27 de deținuți urmează în acest moment cursuri de calificare prin acest proiect. În cadrul proiectului Viața după gratii, în penitenciarul Târgu Jiu, în momentul de față, se derulează un curs de calificare în care sunt cuprinși 27 de persoane private de libertate. Sunt cuprinse 27 de persoane private de libertate. Și de asemenea, pregătim un al doilea curs de calificare care va începe în curând. În momentul de față, persoanele cuprinse în curs se califică în domeniul construcțiilor. Următorul grup se va califica în meseria de lucrător în creșterea animalelor. Proiectul Viața după gratii se va încheia în luna iunie.